Poate ar exista și o înțelegere, de ce nu, între cele două partide, o înțelegere despre care s-a vorbit chiar înainte de alegeri și mă refer aici o înțelegere între PNL și PSD. Credeți în scenariul acesta? Sunt convins că dacă nu este o înțelegere, măcar este un fel de acord tacit pentru ceea ce se întâmplă și să știți că una dintre ideile care se vehiculează în grupul acesta de nemulțumiți care au votat, grup foarte mare până la urmă, de nemulțumiți care au votat AUR, e adevărat, repet, nu e extraordinar, nu trebuie să se sperie tacticienii și strategii politici de 9% din 31%, dar totuși este vorba de câteva sute de mii de voturi. Deci unul dintre lucrurile de care se tem, da, și pe care îl dezavoiază foarte mult acești oameni, că sunt sau nu votanți cu AUR, este acest acord tacit sau poate chiar expres între, pe de o parte, puterea domnului Iohannis și opoziția consolidată a domnului Ciolacu. Să nu uităm că în vară s-au întâmplat două evenimente extrem de grave. În vară s-a venit în Parlament cu două legi, una după alta, una mai rea decât alta din perspectiva Constituției, legea 55/2020 și legea 136/2020, una cu starea de alertă, cealaltă cu carantinarea obligatorie. A fost făcută praf efectiv de guvernul Orban, dar a fost corectată în proporție de 90% de PSD. Chiar se lăudau la televizor domnii de la PSD că au fost corectate. Ei bine, eu mi-aduc aminte foarte exact, pentru că de vreo două sau trei ori chiar am fost în stradă printre acești oameni și le-am vorbit în mod public, în stradă, acestor oameni. Și erau extraordinar de, atât de mult erau deranjați de ceea ce face PSD, încât pur și simplu detestau PSD la momentul respectiv, mai mult decât detestau puterea pandemică a lui Iohannis, Orban, respectiv Arafat. Oameni care votau PSD înainte. Da, 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 oameni care... Și care s-au simțit, spuneți dumneavoastră, dezamăgiți de faptul că... PSD de fapt a pierdut aceste 7-8%, 9% care s-au dus la AUR, dar a mai pierdut ceva extraordinar de important, împreună cu toată clasa politică. A pierdut boicotul masiv, scuzați-mă, rectific, prin boicotul masiv al oamenilor. Oameni care ar fi vrut să vină la vot, îi știu, da? Da, îi cunosc. Am vorbit cu ei. N-au venit tocmai pentru că au spus așa, ce mi-e PNL-ul lui Orban, ce mi-e USR-ul lui Barna, ce mi-e PSD-ul lui Ciolacu. Și de aici prezența foarte scăzută. Și de aici prezența extrem de jenantă, după părerea mea, pentru puterea politică. Eu am și spus chestiunea asta și sper să se împlinească profeția mea, dar nu prin revolte stradale. Din păcate, revoltele astea stradale probabil că vor fi prin aprilie, dar sper să se împlinească profeția mea și nu prin revolte stradale.